Ultimul concert al stagiunii 2018-2019 a avut loc seara trecută. Filarmonica din Brașov a avut invitați pe cunoscutul dirijor francez Mișa Katz și pe pianistul Dan Grigore. Așa cum se întâmplă de obicei, și seara trecută concertul s-a ținut cu casa închisă. Suntem printre ultimele filarmonici din țară care închid stagiunile, deja stagiunile majoritatea sunt închise. Vom avea o stagiune de vară în Piața Sfatului cu două concerte, după aia vom avea o stagiune începând din septembrie, o stagiune în care vă așteptăm din nou cu drag. Vor fi programe interesante în continuare. The program is beautiful. Programul este minunat, cu adevărat fantastic, niște capodopere. A fost o muncă grea pentru că întotdeauna suntem în căutarea perfecțiunii și să atingem perfecțiunea este foarte greu. Am fost de multe ori în Brașov, iubesc orașul, iubesc publicul.